Dar în seara zilei de 22 decembrie. E, acolo, ca asta aici vreau să ajung, că eu acolo practic pot să spun direct trăite. Deci noi, în 22 la amiază, când o pleca Ceaușescu, era o veselie, toată lumea era, și inclusiv eu eram atât de fericit, bă, gata, am scăpat, zic, de acum stăm ca boieri, să limpezește treaba. Ai venit după mea, au început ăștia să zică că nu știu cine otrăvește apele, că tot felul de mesaje, cum au început deja să funcționeze televiziunea liberă, zic. Și pe seară, pe la ora 9, cred că 9-10, ceva în genul, a venit ordinul că e cazul să ne luăm armele și să mergem, că acum chiar ne scoate afară. Dar eu eram un pic așa, știi, eram pe acolo cu colegii și povesteam cu colegul ăla meu, Marian, că acolo era foarte un prieten, care a fost și când a dat alarma 17, și spun, bă, Marian, zic, da, bă, că mergem și noi. Eu credeam că ne duce așa într-un loc unde stăm și noi, luăm niște obiective și stăm așa, să le păzim, știi? Efectiv, credeți-mă că n-am știut la ce măcel ne ducem. Eu, mai bine că n-am știut, că dacă știam, poate ce și ce făceam și poate mi-e serios, vorbesc, eu acum foarte realist și foarte lucid spun ce spun. Deci eu habar n-aveam unde ne trimit ăștia. Eu nu știam că... Dar colegul meu era cam crispat. Ăsta era mai conștient ca mine, că eu mă gândeam, eu eram mai constipat, ca să zic așa, până în 22, când era regimul și mă gândeam, ne scoate, nu știu ce, nu mai aveai ce face, știi? Dar acum, după ce, bă, căzut Ceaușescu, zic, de acum vine liber, lejer, nu mai... Nu mă gândeam că de-abia după aia a început măcelul adevărat. Deci măcelul a început din seara de 22. Deci cei mai mulți morți nu sunt până în 22, când a plecat Ceaușescu la prânz, cei mai mulți morți sunt din seara de 22. De până la 5-6 seara au început să tragă în București. Și București a fost, majoritatea a fost și în alte localități din țară. Deci așa să vă gândiți că cei mai mulți morți a Revoluției nu s-o produs în perioada lui Ceaușescu, s-a produs în perioada după Ceaușescu. Deci regimul, nou regim, să zic așa. Și unde ați fost trimis? La Ministerul Apărării, acolo în București, acum nu mai e acolo sediu, acolo nu știu ce unități mai sunt, acum, acum cred că vreo 10-12 era sediu statului major al forțelor terestre, acum nu știu ce mai e pe acolo, sunt ceva unități aia, clar, în Ghencea. În Ghencea, dacă știți, și sunteți steliști și ați fost pe la meciuri, acolo lângă stadion. Acolo era. Acolo ne-au trimis pe noi în Ghencea, ne-au trimis cu un autobuz de ăsta mărât de la Roma, dacă știți, nu mai circulă de alea pe... Armata mai are, că așa cum de alea. De alea pe motorină, că dacă te pui în spatele lui, ești gata, terminat, nu mai nici nimic. Așa? Și ne-au trimis cu unul de ăla, exact la Măcel, când ne-am dat jos din autobuz, se trăgea deja afară. Colegii mei zic că au văzut ceva morți acolo, niște mașini de pe geam. Eu n-am văzut, că eu eram deja acolo, că am văzut că se trăgea, zic, ce dracu, la ce trag ăștia? Că zic, gata, Revoluția s-a terminat. Zic, Ceaușescu a plecat, nu vine asta, că nu știam ce dracu. Mai bine zic că atunci era versiunea cu teroriștii, că trag teroriști. Dar se trăgea, deci când noi am coborât din autobuz, că eram cu șeful facultății ne-a trimis pe noi atunci, că a trimis numai facultatea de mecanică. Facultatea de electronică nu a trimis-o. Facultatea de mecanică și facultatea de armament o trimis-o la... în dispozitiv, să zic, la minister. Electronicii nu ne-au trimis, că eram și noi, ca și la Politehnică. Noi eram mecanica, eram tancurile, auto și aviația și armamentul erau ăștia cu bombele, cu tunuri, cu de-astea. Și ne-au trimis și pe primul l-a omorât chiar când a coborât din autobuz. Eu nu l-am văzut. Ulterior a aflat. Era coleg de-a nostru de la aviație. Era subinginer de aviație. Că la noi făcea, pregăteau și ingineri și subingineri. Și el era de la grupa de subingineri de aviație. O cheia Pintea Ciprian. Găsiți și pe net. Dacă aveți acolo, sunt. Așa? Pintea Ciprian, pe el în cap l-a împușcat. Cine l-a împușcat, nu mă întrebați, că nu Te întreb cu pic, Viorel, apropo de Pintea Ciprian, dacă seminarul trecut v-am arătat la un moment dat mormântul. Mormântul este în cinstea tuturor eroilor Academiei Tehnice Militare, dar este făcut de părinții lui Pintea Ciprian. Deci pe cruce apare doar Pintea Ciprian, dar este pe spate, mi se pare, a fost adăugat ulterior pentru toți eroi. Au fost cinci, din câte știu eu, cinci morți. 5 sau 4, nu mai știu câți, exact, Cinci, da. cinci. 5. Că unul a fost de la noi, de la mecanică, că de la noi, de facultatea de mecanică, mai l-a murit.
Și ceilalți patru au fost de la facultatea de armament. Ei au fost cei mai mulți morți. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, ăia s-a rătăcit pe acolo, pe afară. A fost o prostie, nici conducere nu fădea, adică mulți au murit din prostie, nu din eroi. Eroi din prostie, cum să zic, poți să fie erou și din prostie, dar nu înseamnă că ai făcut nu știu ce fapt eroic, că a murit degeaba, nu mi se pare un act de eroism. Mor pentru ceva, nu știu. Dar ăștia au murit chiar degeaba, că erau niște copii și ăștia, că cât aveau, 23, 24 de ani. Ne puteți vorbi ce s-a întâmplat exact? Păi v-am spus, deci a ajuns autobuzul acolo în Ghencea și autobuzul nu a putut intra, că era baraj, erau trupe deja masate, nu intrai așa, vine unul, că nu se știa că, știa că vin teroriști, vin tot felul, de, cu mașini, cu capcană, tot felul de zvonuri astea. Și normal că armata au pus bariere acolo, au pus baraje. Și noi, în mod normal, trebuia să intrăm în sediul ministerului. Că acolo trebuia să ajungem. Nici nu știu unde te vor să ne ducă, că nici acum nu realizez ce-o vreau să facă pe noi. Ne-au lăsat acolo, au început, dar să trece în toate părțile, de și de sus, și de jos. Eu țin minte că aveau căciulă de aia, dacă știți cum îți dea de aia, de la armată, știți? De aia rusești. Așa? N-aveam căști, mă, normal, că te trimite la luptă. Trebuie să ai căști de aia de oțel. Noi n-am fost trimiși nici măcar cu de aia. Trebuie ce comandanți de ăștia de crane colorate am avut. Că și noi aveam unul de ăla care se ocupă de partea asta. Ne-au trimis acolo, ne-am dat jos și noi ne-am culcat la pământ. Unde? Că se trăgea pe sus, era un risc mare să stai în picioare. Unii mai trăgeau, dar eu cine se trăgea cine se trăgea? Că erau blocuri în fața acolo, că pe noi ne-au lăsat în fața unui părculez ăsta, de fața blocului, ca și cum știți voi că sunt cartiere, te lasă în fața unui intrând de ăla, de bloc. Nu știam, că nu cunoșteam nici zona, era noapte, era... Noroc că am avut, că era un, tot un ofițer care se ocupa la noi de facultate cu partea asta de pregătire militară. El era un capitan, dar băiat isteț că l-au lucrat întâi la regimentul de gardă. Că aveam și unul de ăsta care se ocupa de partea pregătirii militare noastră, deci de ăsta, de trupă, cum se zice. Și norocul ăla, că de-aia la noi nu au fost morți. La noi, de la grupul nostru, nu a fost niciun mort. Au fost doi răniți, că la unul, nu știu, pe aici, pe la șol, i-a trecut ceva blond și... Dar nu a fost grav niciunul. Și ăla, practic, noi ne-au ocolit pe lângă un fel de bloc, dar după blocul ăla era un cuib de ăsta de mitraliere, tot de armate, că atât că armata deja postaseră, și știu, de astea, de apărare, baraje, de astea. Și îți dai seama, dacă apăream noi după colțul blocului brustos și aia trăgeau, eram încă o tură de morți din prostie. Noroc că ăsta s-a recunoscut cu aia, știi? Că el era frunte, zice, băi, cine sunteți? Nu știu, și eu spus, suntem de la Academie, nu știu. Am mai făcut vreo două salturi, știu că la un salt mi-a sărit căciula, că erau niște boschezi ăștia pe acolo, mi-a căzut căciula din cap, dar eu m-am văzut după căciulă, câțiva metri în spate, alții și-au lăsat șarme acolo, erau de anul întâi, erau studenți de anul întâi. Noi eram anul 5, eram deja ofițeri, erau de ăștia de anul întâi. Păi aia săraci și-au lăsat șarme pe acolo unii, păi lucrurile ăștia a doua zi, a treia zi. Nu, no, dai seama cum mi-au scos niște oameni care puteau să moară fără nicio vină, deci nici nu erau pregătiți suficient ca să... No. Și după aia, după vreo trei salturi de astea, am intrat în curtea ministerului, habar n-aveam de cine a murit și cine mai ulterior, zilele următoare am aflat noi bilanțurile, nici dintre noi nu știam, era beznă totală, ne-a băgat într-o sală acolo, în curtea ministerului, care trebuie aflat că era o fel de sală de consiliu și bineînțeles că era tot un tuneric, căci că să nu tragă, să nu fie lumină, că să nu te... să nu tragă, nu știu, inamici, teroriști, mă rog, tot felul de versiuni. Dar știu că nu mi-am dat seama, eu nu mi-am dat seama când am intrat în clădirea aia acolo și deja eram oarecum, dar eram acolo, știi, ca și cum îți vie, nu așa unii păstrați, nu mai știai ce ai, haină, nu știai care e lângă tine, te mai recunoșteai așa cum nu mai știai, n-aveai nicio... Deci a fost un haos total. Și știu că mi-am dat seama că mi-era uscat gâtul până pe aici, adică de frică. Deci până aici, atunci mi-am dat eu seama că eram... Eu numai atunci am realizat că până ce am trecut. Sau de afară, să truncea într-o veselie. Ce, era un măcel, de-aia au murit și mulți atunci. Dar așa a fost. Deci a fost o chestie care are nicio logică din punct de vedere militar. Deci a fost o chestie, ori o înșelată, intenționată ăștia ca să creeze
ori din prostie, că de multe ori din prostie poți să realizezi și scenarii care, nici dacă îți pui la mintea, nici niște inteligenți nu rezolvă așa bine. Și că este vorba, un prost aruncă o piatră, vreo 7 se chinuie de deștept să scoată. Așa, așa e. Și tare mă tem că multă incompetență și multă prostie a fost. Eu așa zic, nu știu, unii zic că a fost intenționat, creat tot sistemul ăsta ca să fie morți și să dea impresia că sunt teroriști și... Dar... Deci eu puteam muri din prostie, eu așa zic, nu din ca erou. Norocul a fost că n-am murit, că rest... Nu... Că a murit celălalt, așa putea fi oricare dintre noi, deci n-am niciun merit. Dar noroc. Aș avea eu o întrebare. Dacă puteți să-mi spuneți unde vă aflați în noaptea dintre 23 și 24 decembrie? Acolo, la minister era. Eram în sala aia mare și ne puseseră un televizor. Deci aveam totuși dreptul să ne uităm la televizor. Erau camuflate geamurile de la... Era o sală de consiliu. Imaginați-vă că erau niște săli de astea mai la minister, unde veneau, că se făceau întâlnirile alea cu toți comandanții din țară, avea tot felul de... No, deci era o sală imensă și eram pe jos, pe acolo, ca porcii, pe jos. Nu era, că nu mai erau nicio regulă, deci... Venea și mâncam, tot acolo mâncam, dar pe ce mâncare era, nici nu venea să mănânc zilele alea, că nu mai știai, că intrai în ture, mergeai în dispozitiv, știi, făceai de-astea, ca și cum ai face santinelă. E bunea pe acolo, prin zona ministerului. Știu că noaptea de 23 pe 24, când zici tu, eram în tranșeu. A stat 5 ore în tranșeu atunci, în decembrie, numai că nu a fost așa frig, știu, a fost așa o vreme mai... A stat în tranșeu și atunci au tras aia cu... Că am auzit zgomotul când au tras cu purcelușul, că așa zicea proiectile alea. Proiectile de 21 de milimetri, că cu alea au tras, au tras cu tundi ăla de 100 de milimetri, că... Am discutat noi că o tras cu proiectile, dar sunt proiectile diverse calibre. Și o tras în ABI-urile alea care au venit aia de la USLA, sunt niște mașini blindate, dar pentru blindaj ăsta de pistol mitralier, eventual. Că sunt ușoare. Ministerul de Interne avea asta de obicei. Îți dea astea ca femei să mai stropești cu apă, mai dai la unul bâtă de păturelă, dar nu de asta pentru ordine publică, dar nu ca să facă față la... Și așa, tras, de la armată, tras, bine, regia, probabil că știți, tot felul de discuții, că trimis militarul ca să scape de ei și intenția... Păi cum ne trimis pe noi? Deci pe aia de la USLA, eu trimis ca cum ne trimis pe noi, înțelegeți? Deci și la noi au murit niște oameni pe care i-au împușcat aproape sigur armata. Deci eu sunt aproape sigur că a fost împușcat de armată. Din prostie, cum se trăgea toate părțile și se trăgea și cu armament destul de greu, că se trăgea de pe taburi, sau trăgea tot felul de trupe pe acolo, soldați care trăgeau, nu știu nici ce trăgeau. Deci faptul că s-o trimis, asta vreau să spun că e competența celor care au condus operațiunile tactice, că astea erau de cei de la comandă, creadele colorate. Deci ăia, sunt principalii răspunzători, care au trimis oamenii aia, la felul cum au organizat ei toată șmecheria, au murit și aia de la USLA nevinovați, ci că ca teroriști, pe de-aia la păia și eu și bașocorit, cadavrele acolo erau profanate, zile întregi au fost acolo, că am văzut și eu asta, dar câtea zile când deja se cam liniștiseră focurile, știi? Deci aia au fost considerați, puneau, dau cu piciorul în craniile lor, deci tot felul de gesturi de astea de tot felul de derbedei care erau pe acolo, mă rog. Erau și sub imperiul ăsta informațiilor bine gândite, că teroriști, că uite așa arată un terorist. Așa ceva de genul era mesajul, știi? Dar teroriști am fost și noi, în felul cu notiți acolo, deci noi puteam fi... Promoția Academiei Tehnice din anul respectiv putea fi foarte serios rezolvată, diminuată din punct de vedere al numărului, din felul cum am fost trimis. Dar vezi că niciunul, n-am auzit unul să dea socoteală pentru felul, pentru aia 4 sau 5 morți a Academiei Tehnice. Pentru cine trebuie să răspundă pentru aia? Atât din cât tu n-ai găsit un terorist. Tu n-ai găsit, deci a fost după data de 22, deci după ce a picat Ceaușescu. Nu, unde sunt comandanții aia care au dat dispoziția și care au organizat așa de bine? Că, până la urmă, spun eu că acolo
Oamenii au murit degeaba. Eu asta o spun fără nicio fel de reținere. Oamenii au murit degeaba. Eu cred că niciun terorist. Și dacă a fost un terorist, teroristul nu cred că avea de să tragă în studenții Academiei Tehnice, că cred că n-avea nicio... Trăgea, dacă trăgea în ea, de la trupă, care aveau... Nu, care erau acolo mai specializați. Dar hai să fim serioși. Eu zic că a fost... Și poate... Dar eu cred că, vă spun, înainte de a gândi la partea asta de scenariu, că nu știu cum, militar, eu cred că a fost multă prostie. Eu zic că și multă incompetență. Eu zic că acolo a fost... Din elanul ăla, trimiteau oameni așa, hai să trimitem acolo, că erau tot felul de tâmpiți care zicea, tole, suntem atacați, de nu știu ce, de nici nu știa, știi? Ăștia, a, trimitem o unitate acolo, știi? Nu știa unde-i trimiți, că mi-a trimis pe aia, la, pe aia de la Câmpina, aia trimis, sau de unde-i trimis, pe aia de la Câmpina, aia trimis la Topeni, știi? Era tupe de securitate aia. Transmisii, securitate. O trimis două... companii, sau două batalioane, nu mai știu ce efect, ce nu de ce nivel. Trei companii, două au trimis niște tineri că erau de la trupele de securitate. Eu sunt de acord, dar trupele de securitate erau toți soldați ca așa erau, erau cu niște copii. Eu trimis la aeroportul Otopeni, că nu știu, deci aia care i-au trimis, au zis să apere aeroportul. Aia care erau la aeroport, au primit informația că vin niște teroriști. Sau nu știu, vin trupe și aia de la aeroport, trebuie să care au venit. Eu omorât, nu știu cât, mă mulți omorit și acolo, foarte mulți omorit. Dintre ea de la Câmpina, dintre... Erau elevii, 40. Erau elevii, cred că erau elevii școlii de... Sau, transmisiune. De transmisiune, da. La securității, da. Da, da. Să revenim un pic la trupele US, la ce știați în zilele de 22-23 decembrie despre venirea trupelor US la... Deci eu n-am știut nimic. Eu n-am știut că nu eram în măsură să știu. Că eu tot eram în tranșeu, am stat 5 ore în tranșeu, de la ora 3 la ora 8 dimineața, n-aveam curajul să ridic capul, că s-auzea mai așa cât un glon, știi, cum ricoșa pe la... Mai trecea unde te trecea și ele, și că gloanțe, și cum ricoșa prin copaci pe acolo, și era riscat să ridici capul, să stai, că nu știi cum îți ricoșează și te ia, știi? Că ziceam că sunt și sunt mulți care au murit în casă. Chiar odată reportaj, dacă ieri seara sau așa seara, că stătea la masă cu taică-sul și nu știu, se pregătea să meargă și un glonț o treabă și nu știu, pac, o terminat. Deci, nu aveam de unde să știu cine să ia de la Oxla. Deci, nu ne-a spus nimeni nimic. Poate aia care erau comandanții dispozitivului știau. Dar eu cred că nici ea nu știu. Eu cred că acolo, cred că pe aia i-a trimis de la Oxla că sub pretextul că, sau pretext, sau, cred că mai mult din eroare, din prostie, că sunt teroriști. USLA erau specialiști în lupta antiteroristă. Erau singurele trupe care erau. Armata nu are competențe să lupte așa. Ce teroriști? Că de-aia zic că e multă incompetență, că voi așa trebuie să vedeți, că vedeți că la televizor vedeți tot felul de emisiuni, tot felul de diletanți, așa zici, analiști, care habar n-au, nici nu tras în viața lor un pistol, nu au făcut nicio pregătire militară, dar ei sunt analiști militari, deci tot felul de papagali ăștia. Că la, că să te gândești bine, când, bun, să zicem că au fost teroriști, pe teroriști, pe dacă ai de face cu teroriști, nu trimiți armata. Armata nu are competențe să lupte împotriva teroriștii. Nu are, a, cum sunt ăștia de la forțele de operații speciale, da, acum au ăștia la Târgu Mureș sau cum au americanii, dar numai sunt câteva unități. Deci n-are rost să trimiți studenții Academiei Tehnice Militare să lupte împotriva teroriștilor. Sau nu știu ce unități, de niște, ăștia care erau la Diribau, cum ziceam, ăștia care la munți, știi, care sapă, șanțuri, fac, și armata are trupe de astea care construiești. Ce să faci cu aia? Ce ai știu să lupte cu aia? Și USLA, deci asta ar fi ideea că i-ar fi trimis, că exista informația că acolo, în zona Ministerului, sunt teroriști. Dar tu zici, cine-o trimis pe noi? Eu nu, deci asta nu, pe noi și pe alții. Că, bun, domnule, trebuia scrită USLA, băi, într-adevăr, ăia erau pregătiți, bă, erau trupe de elită alea, erau trupe, ele aparțineau, într-adevăr, de Departamentul de Securității Statului. E ca cum e acum Brigada Antiteror a SRI-ului, așa să vă faceți o idee, știi? No. Și, ăia da, dar pe aia, bă, ce uite ăștia la asta, zic, nu se știe exact, zic că ăștia că militar ar fi dat intenționat ordin celor de la USLA să se ducă la acolo la minister.
Iar pe de altă parte, tot militarul ar fi spus la ăștia, văd că vin niște teroriști, ia rezolvați, știi? Ce poți să zici? Oricum, e multă ticălușie la un moment, indiferent că o faci din prostie, că o faci cu bună știință. Că au murit niște oameni care chiar nu au nicio vină. Asta e toată problema. Și ce știți, ce ați aflat în zilele următoare în legătură cu trupele OSLA care au fost trimise în zonă? Păi, ulterior am aflat și eu, știam ceva de ei, că aveam, am spus că noi aveam trei colegi care erau selectați pentru Departamentul Securității Statului. Hai că i-am arestat și pe ăștia, când doada de 20 și era la minister, când venim să de acolo din 22 până în data de, cred că până în data de 1 ianuarie ne-a ținut. Vreo 10 zile asta. Și colegii ăștia noștri care erau pentru, care erau securiști, de ei făceau școală cu noi, erau colegii noștri și erau băieți de treabă. Ăștia mai știau că ei urmeau să lucreze în structurile lor și știu că, nu știu, la vreo câteva zile l-a întrebat pe unul care ziceam noi porec la trompișor, că avea niște urechi așa mari, dar era ceva de șerinte toți, ne băgam buzunar pe toți ăștia, când erau ca securiștii din pe perioada stalinistă, care erau patru clase. Securitatea își recola oameni foarte pregătiți. Nu vă imaginați că securitatea din vremea lui Ceaușescu era cu semidoți, cum era în perioada stalinistă, că de-aia trei analizate diferite. Era foarte capabil și foarte era și foarte inteligent ăsta trompișor. Și apoi mi-a zis el ceva, că cum e cu USLA și cu ăștia, că, nu, cam care, dar nu știa nimic, de, că vin, că urmau să vină. Sau ce v-a zis mai exact colegii noastre? Mi-a zis că sunt trupe de ale Ministerului, adică trupe care aparțineau la Departamentul Securității Statului, deci era o structură operativă din cadrul securității de acolo, era direcția întâia care era direcția de contraspionaj, contraspionaj militar, parcă, nu știu. Era direcția a doua, direcția a treia, direcția a patra, direcția a cincea. Direcția a cincea știu că era cu aia pe extern, cum s-a acum așa de la SIE. Direcția a patra, mi se pare, era cu contrainformații militare, direcția a treia, nu știu. Deci asta, așa era structura. Și USLA era structură cum e acum brigada antiteror în cadrul SRI-ului. Deci e structura militarizată a lor. Că restul nu umblă cu pistoale, nu se vede. Dacă umblă, nu le vedeți. Că umblă numai civil. Dar ăștia de la USLA erau în uniformă. Deci ei umblau în uniformă, aveau tehnică de asta, de intervenție specifică. Deci ei sunt trupe de acțiune chiar împotriva elementelor teroriste. De aia zic că ei erau cei mai măsură să acționeze, dacă într-adevăr se confirma că sunt teroriști. O mai arestat ăștia ceva pe acolo, că mi-au spus colegii în zilele alea cât am stat la un minister, dar se pare că până la urmă n-am auzit niciunul să fie un terorist așa în carne și oase, să vezi că la ce-a făcut. Până la urmă dovedi că deja nu erau teroriști, că erau, nu știu ce căutau pe acolo, erau, iar, unii zice că erau de pe la miliție, dar și că au ajuns acolo din prostie, nu se știe nimic care te-a. Eu cred că totuși au fost câțiva securiști, părerea mea, că totuși au fost câțiva securiști, care au creat diversiune, asta mult sigur. Că securiștii cu asta se ocupă. Aia fiind civil, dai seama că aia merg, poate și acolo în mulțime merg, el bagă pistolul în haină, în buzunar și trage prin buzunar haină. Nu ai eu să vezi de unde trage. Deci, și fii și pregătit tot așa ceva. Deci, probabil că au fost, dar numai ăia puteau fi. Deci, numai de acolo, dar nu, armata n-avea cum să acționeze, n-avea trebuie. USLA, da. USLA de care. Deci USLA, ta trebuie să știi că au fost trupe foarte bine pregătite și erau mai mult apropiați de partea asta militară, să zic, decât de partea de informații. Ei nu prea colegeau informații, ei mergeau numai pe baza informațiilor pe care le furnizau alte structuri, mergeau și acționau, dar asta era rolul lor. Deci gândește cum e brigada antiteror a SRI-ului acum cam așa. Deci ca să știi așa o idee, că asta am văzut că te interesează, cam ce e USLA, cam ce reprezintă USLA și ce... Vreau să mă întreb mai degrabă ce s-a întâmplat cu trupele trimise în acest perimetru de la Ministerul Apărării. Nu au trimis prea multe, au trimis două, câte abeiuri au trimis, că nu mai știu, două, trei? Două. Două. Le-au distrus, le-au omorât pe toți. De fapt, au plecat de la unitate 3, au fost solicitate mai multe, au plecat 3, unul s-a defectat pe drum în zona... aproape de centru și au ajuns în perimetru 2.
Dacă tocmai așa... asta că se pune în discuție că se știa că sunt trei și au ajuns numai două. Mm-hmm. Și că asta a fost un semn, da, de că nu sunt tăia, că... Na. Deci încă un semn de prostie. Că n-au avut, incompetență, că n-au avut... Ce zic? Că și-au făcut juste la Sărășeni. Deci din unitate până la partea unității, vreo jumătate de tehnică nu mai a ajuns la destinație. Că nu a fost operativă. Și din cauza asta, de chestia asta, poate să fie și un motiv de... Bine, ei au ascultat. Săptămâna trecută există înregistrarea, le-am pus audio, înregistrarea dintre dispeceratul Rusla și unitatea care se deplasa. Și când au ajuns în perimetru, ce s-a întâmplat, și chiar ultima bucată înregistrare, când era să deschizese foc asupra lor. Deci aveți perspectiva aceasta ce s-a întâmplat. Ce să vreau să vă întreb, dacă știți, dacă ați văzut ceea ce s-a întâmplat sau dacă ați văzut... Da, e ce am văzut numai zilele următoare. Eu eram, zis că eram în cadrul interior al zonei alea, că nu știu cum să numească. Eram în curtea ministerului noi, practic, ministerului de atunci, iar ceea ce s-a întâmplat pe șosea Ghencea.